La TV8 a început runda dezbaterilor între candidații pentru fotoliu de primar al Capitalii. Doi dintre invitații prezenți aseară în platou fac parte din partide create de politicieni cercetați penal. Și dacă Ion fârță, a declarat că așteaptă o sentință în dosarele deschise pe numele lui Nichi Forciuc pentru a-și forma o opinie, Constantin Buducel a sărit în apărarea lui Gheorghe Cafcaliu, motivând că el nu a făcut nimic ilegal. Primul a fost luat la întrebări candidatul Pace, Constantin Butucel. A fost întrebat dacă nu îl deranjează că liderul partidului din care face parte este cercetat penal și se află sub sancțiuni internaționale. Printre țările care au anunțat sancțiuni este inclusiv Olanda, țară în care Butucel a trăit mulți ani și unde a dezvoltat afaceri în domeniul construcțiilor. Ați anunțat drept promisiune electorală, zero corupție în primărie. Da. Liderul partidului din care faceți dumneavoastră parte, Gheorghe Cafcaliuc, se află sub sancțiuni internaționale în Uniunea Europeană. Nu e corect, dumneavoastră mai spuneți că doriți să manipulați opinia publică. Eu v-am spus un fapt. Sancțiunile sunt adevărate. Le găsim pe site-urile instituțiilor specializate din țările respective. Corect. spus. De, de la, din partea guvernării este să spusă. Domnului e curat, nu are nimic împotriva legii, el e foarte curat. La rândul său, Ion Ștefaniță, candidatul Partidului Mișcarea Respect Moldova, a fost întrebat despre decizia de a adera la partidului Eugen Nichiforciuc. El a fost de mai multe ori subiectul investigațiilor de la TV8, iar jurnaliștii au stabilit că acesta ar fi fost principalul promotor al unor amendamente dubioase, lucru negat categoric anterior de fostul deputat. Pentru favorizarea unor vânzări de anumite tipuri de țigări, secretizarea numelor străinilor care obțin cetățenie Moldovenească prin investiții. Faptul că nu știm numele acestor oameni se datorează domnului Nichiforciu prin amendamentele dumnealui. Atât da. timp cât nu este o hotărâre a instanței, este prezumția de nevinovăție. În rest, eu știu că în Republica Moldova, în fabula aceasta din sistem și în balada care o trăiesc, și sunt martor din copilărie până în prezent, eu am auzit tot ce vrei. Despre fiecare. Păi, pues, de zbuiește om, Statiana Idiom. Andrei Munteanu, candidatul Partidului Politic Noi, nu a declarat niciun venit și niciun bun în declarația sa de avere din 2022. Iar seara a declarat că filozofia vieții lui este să trăiască cu sume modeste. Eu, de exemplu, când mă duc și predau lecții în străinătate și mie mi se plătește numerar. Da. Mm -hmm. Și în afară de aceasta vreau să zic că eu mai scriu recenzii pentru care primesc anumite venituri, plus la aceea vreau să zic că primesc salarii la, la universitatea pe, uneori pe ore. De, 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 dar sunt venituri, venituri, nu nu le-ați indicat. Adică prim, ați avut niște venituri în 2020. Au fost niște venituri, dar ele sunt modeste. Ieri la TV8 a început runda dezbaterilor la care participă aspiranții la fotoliul de primar al Capitalei. Edițiile pot fi urmărite de luni până vineri de la ora 20.